Un grup de 50 de turiști au solicitat sprijinul salvamontiștilor după ce nu au mai putut să coboare de pe munte. Deși a fost emis o avertizare meteo de cod portocaliu de ninsori și viscol în zonele de munte, se pare că nu toți au în seamă aceste avertizări și se expun unor riscuri majore. Turiștii au fost găsiți de către salvamontiști sub vârful Parângul Mic și coborâți în siguranță. Prima zăpadă serioasă din acest sezon a venit și cu probleme pentru unii dintre turiștii care s-au aventurat pe munte, deși meteorologii au emis o avertizare, cod portocaliu de ninsori și viscol. Numai puțin de 50 de turiști au avut nevoie de sprijinul salvamontiștilor pentru a coborâ în stațiunea Parâng. A fost o solicitare pe dispeceratul Salvamont din partea unei doamne din grup care spunea că se învârt de 3 ore în zona Parângului Mic. Noi am plecat spre ei și undeva în zona vârful Baciu, sub vârful Parângul Mic, ne-am întâlnit și am venit cu ei în stațiune. Doamna a făcut probabil un atac de panică, a declarat Ovidiu Bodean, șeful Salvamont Hunedoara. Din fericire, persoanele din grup nu au afecțiuni medicale și nu au solicitat ajutor medical. În masivele Retezat și Parâng, la peste 1800 de metri altitudine, vântul a avut la rafală peste 60 de km pe oră, spulberând zăpada. La peste 2000 de metri, stratul de zăpadă măsoară peste 40 de centimetri, iar în unele zone depășește 1 metru, vizibilitatea fiind sub 10 metri.